Salutare, prieteni! Astăzi avem un subiect. Putana criminală! Pulpă de bițel, o să-i place de 40. Rog toți bărbații care au treaba de 40 să o caute pe Dana Criminalu. Pentru că este nimfomană și vrea. Luați-o toți, prieteni. Pentru că așa merită. Eu vreau să se simtă bine. Bună seara, domnul Cristi. Salut, nașule. Când Cristi Marini este finul meu prieten. Stai puțin, când ai spus să o luăm toți, te-ai gândit la mine? Nu m-am gândit la tine, lasă-mă, ferește, mai. Nu mai fac lume de-astea, că n-am pus să... Bine, nu fac, dar... Că poate mă împac cu el. Eu de ce o să mă? Jepi. Băi, dar bă, Jepi o să mă. Dă-mi la mine. Alo, da? Alo, salut, mai sună mai devreme, dar eram într-o ședință, nu puteam să vorbesc. Aaaa, bun domnul Jepilă, fii atent care-i treaba. Te-am sunat... Păi știu, dar treaba e că a sunat sora mea, pe bune, te-a sunat zilele astea, că ai promis măcar că-i dai banii, 20.000, frate. Știu, am vorbit, am promis și cu Opa, am promis la tot, să vină, că-i dau. Dar, hai să vină duminică, să ne vedem duminică, îi dau eu 20.000. Da? Și mă înțeleg eu cu Renata, eu văd eu cu mașina, cum mă descurc eu cu ea. Să vină să-i dau eu 20.000 de euro, dar te rog din suflet să terminați odată tot. Da, frate, numai dacă e să facem, dacă e să facem pace, o am terminat-o, terminăm definitiv și gata. Așa, îi dau eu 20.000, să nu mai știe nimeni, îi dau eu 20.000 de euro, să vină și să terminăm odată cu totul. Și mă descurc eu după aia cu Renata și mașina și cu tot ce trebuie. Să vină să îi dau 20.000, să vină duminica. Nu știu, a fugit când m-am deschis ușa. Da. Ce faci, cum ești? Ce să fac, Alina, uite... Pe aici, așa, pe la București, tot așa. Mai cu la București îți place acum, la Streca aia nu-ți mai place. Păi da, dar e vorba. Mă mut eu cu de curând la București, gata. Păi hai, vino aici la București. Dacă vii la București, aici sună-mă să ne vedem. Unde stai acolo? Unde stai? Unde stai? A, la Arin, la Arin. Am apartament la Arin aici. La etajul 3. Am apartament la Arin, am schimbat etajul acum. O, am zis? Da. Păi da, noi schimbăm etajul cum vrem, schimbăm apartamentele. Foarte bine. Cu prințesa. Băi Alin, băi Alin, ascultă-mă. Iubita, ai mai vorbit cu ea? A, mai venit, până n-ai venit, de unde? Că nu mai sunt cu ea de mult. Adică m-am despărțit de ea. Doar a rămas să băgăm divorț. Știu că aderata asta v-ați despărțit de tot, că am vorbit și cu ea, băi, deci... Păi știu și eu că... Că așa spune ea, că am terminat-o de tot. Bine, eu am vrut să văd dacă mai vrea. Am zis, Dana, hai să ne împăcăm. Știi că am vrut ca să nu rămâne ăla supăratul, să rămână ea. Dar, de fapt, am rămas cam eu așa cu buzele pe lapte. Cu buza umflată. Buza umflată. Haideți să spun ceva. Hai să spun ceva. Nu pot, ascultă-mă, eu... Noi ne știm, dar nu ești prietenul meu. Da, frate, păi, dar noi eram prieteni înainte de ele. Nu mă supăr, frate, ci până la urmă asta e. E singur acolo? Poți să vorbești? Da, sunt singur. Am înțeles. Păi Leo, fii atent. O știi pe asta ce spun eu acum e nenorocire. Zi, dar frate, dar stai puțin. Stai puțin așa să nu mai ai inimă. Zi, frate, că acolo. Hai mă, frate, că nu te registrezi, că nici data trecută nu te-am înregistrat. Dar fii atent. Tu nu mai ai Instagram, nu mai ai Facebook, nu ai YouTube, nu ai nimic. Nu stau eu, băle, o star, eu am timp, eu pe n-am timp ni să mănânc. Păi Aline, când stăteam noi după aia din Canada, după Iguana și stăteam, aveam Facebook atunci, nu știi că tu m-ai învățat pe mine la WhatsApp și la Facebook și la de-astea. Au fost vremuri, Leo. Au fost vremuri. Acum, da. Vezi că am îmbătrânit, acum le fac femeile varză, nu vezi? Da, frate, așa e. Ce să mai zic? Și zi-mi ce ți-a întâmplat cu voi. Am vrut să te sun acum câteva zile, că eram la 11 și da? Zic, băi, zi-l-ul Leo, vorbeam cu cineva și spun, băi, zi-l, sun pe Leo acum și spun ce s-a întâmplat cu povestea aia cu... Cu cine? Cu Dana. A, cu Dana. Iată. Da. Da, iată. Tu când ai fost în pușcărie? Da. Ai intrat tu. Când ai intrat la pușcărie? Da. Femeia, ce crezi că a făcut? A plecat în Bulgaria, a fost în Bulgaria cu un polițist
Cum, cum, polițist? De la, nu știu dacă știi, sau poate ai aflat. Sau nu știu, nu știu, nu știu. Dacă știi, spui că să nu mai zici măcar. Ba nu, nu, nu știu, nu știu, nu știu, zi. Un polițist de la Miuveni, da? L-a împărligat, nepotul său ăla l-a împărligat, da. Păi, păi nepotul ei, Mihai, lucrează la penitenciar, la, la Mioveni. Bravo, bravo. Deci Mihai a îmbrăligat-o cu un polițist de acolo, de la Mioveni. Da? Și au plecat oamenii, au plecat oamenii în Bulgaria, au stat vreo, cred că două săptămâni. Ah. Eu știam că, că a fost în Bulgaria, dar mi-a zis că a fost singură. Ar fi bine să mi le arăți și mie măcar, să mi le arăți. Când ne vedem, să mi le arăți și mie pozele. Când ne vedem, când ne vedem, ți le arăt că are și data acolo și tot. Și calculez perioada când ai fost la pușcărie și... Bine, asta e, așa pleacă, după aia când a plecat acolo, ce exact, s-a combinat cu unul, cu un bătrân ăsta, are o firmă de construcție. Cum îl cheamă, știi? De-aia cică, ne-a costică, ne-a dracu, să-l ia, nu știu cum îl cheamă, e bătrân rău de tot. Da? Am brigatoare că ți-au să-ți fac gar, că ți-au să-ți fac făișor, că iau să-ți fac aia, că iau să-ți fac aia. Ce a făcut omul treaba pe ea, s-a iubit cu ea pe acolo, ce o să fi întâlnit cu ea pe acolo, ce? Așa? Și acum femeia disperată. Păi nene, fă-mi gardul, fă-mi ce mi-ai promis. Ăla mai răspundeam o și la telefon, nu dai seama, omul era... Da, când răspundă bătrân, era bătrân, nu... Ăsta de... Păi, și, păi și, și crezi că, că i-a făcut ceva? Da. Păi după aia, la femeia a sunat. Deci eu ce spun eu știu surse sigure. Adică eu ce spun eu nu vorbesc fără să știu surse 100%. Ai înțeles? Da. S-a întâlnit cu ea și am păcălit-o că ai cățeau aia, spac aia, spac gardă, spac o mare firmă de construcție. Adică gen s-a culcat cu ea și a mințit-o că îi dă materiale. Auzi, eu știu și unde are firma de construcție, unde are tot. În Pitești, da? În Pitești, da. Eu știu tot. Deci eu știu și unde are firma, unde are... Da, și după aia ce vrei zici femeia? Stai că a păcălit-o ăla, a lăsat-o cu buza umplată, ce? Stai că iau ieșile, ieseleu de la pușcărie, îl iau pe leu înapoi că ăștia m-au păcălit toți. Și te-ai combinat-o înapoi cu ea. Nu știu ce a fost în capul tău, s-o iei înapoi. Bă, frate, eu am luat-o înapoi. Am știut, chiar dacă a fost cu vreunul. Am zis, dă-o nebii, o spăl cu Ariel și încerc să stau cu ea. Pentru că o iubeam. Ai înțeles? Și bă, problema a fost... E vorba de stat cu unul. E vorba de stat cu mai mulți. Când tu erai unde erai. Ai înțeles? Da, frate, știu. Da, uite că mai bine a făcut un... Știi bine că femeia e periculoasă, Leo, despre ce vorbim? Aoleu, e cap de crimă, da. Frate, ce să vă... Nu că ea ne-a ars pe toți. Ea, pe toți, o singură femeie, două femei, ne-au ars atâția bărbați. Și cât de cât? Păi ea și pe aia de la București și pe... E, despre ce vorbim? Și ne știe și pe noi lumea, ne știe... Păi da, dar vrei să spun ceva? Femeia... Știu, frate, asta e, arată bine femeia, se întreține, arată bine, bagă banii în ea. Problema este că ea știe, a păcălit pe foarte mult și pe aia de la București, dar problema și este că are mulți bani, au mulți bani ele. Părerea mea, ele au strâns banii toți, ce a primit de la mine, de la tine, de la alții, de la nu știu ce, are câteva sute de mii de euro. Acum mi-a zis ea că o să badă, că i-am zis eu că are 60 de ani, pără 7, știi? Și ea zice, lasă că ți-arăt eu ție să vezi ce poate să facă o femeie de 60 de ani, pără 7. Ai înțeles? Adică mi-arată ea. Lasă-o în pace, nu mai gata, ce să mai lasă-o, că n-ai. Leo, pe asta nu țin lanțul, Leo, asta zup pe lanțul, le zmănâncă din lanț și fuge. Ai ce să-i faci? Eu m-am retras ușor, ușor, nu, încerc ușor, ușor să de tot, adică să mă retrag de tot, că nu. Trebuie să batem pasul înapoi eu, că nu avem nicio șansă.
Da, frate. Și nu o să spun chestia asta, că suntem bărbați, suntem... Trebuie să batem pasul înapoi, că n-ai cum să faci. N-ai cum să le faci față. Problema este ori lași de la tine și mergi cu ele, ori dacă nu, n-ai cum, nu o scoți la capăt cu ele. Nu, problema... nu o scoți la capăt cu ele, n-ai cum să scoți. Eu mă gândesc, Leo, auzi, Leo, numai la cea de-aia plină cu jucăriile alea lei. Tu dai seama ce fai de capul meu, că... Dar acum am început și eu să am vedenii. O visez numai cu geanta aia după ea. Pe bune. Bine, pe Renata am văzut-o cu geanta aia. Pe Renata am văzut-o, dar singură. Dar pe Dana n-am văzut-o cu... Bine, cu jucăriile am văzut-o, dar n-am văzut-o cu geanta aia după aia. Am împrumutat-o. Dar probabil am împrumutat-o Dana pe geanta aia. Pe bune, îmbrăcați în niște porjantele de alea. Păi da, dar Renata a venit la mine cu porjartele de-alea negre până aici, deasupra de genunchi, a venit cu niște cătușe, m-a pus o leg la mâini, m-a pus o strâng de gât să-i dau palme, cu biciu să dau în ea, cu cureaua. Eu nu ți-am zis, eu am pățit. Băi, frate, sunt nebune, dar e plăcut, frate, că asta ne place nouă la bărbați. Asta ne place nouă, nebunia. Și ei ne... Să mai faci treburile astea. Și ele în continuare, parcă vor mai mult, mai mult, mai mult. Ele mai întineresc în loc să îmbătrânesc. Păi? M-am uitat acum la o poză când avea, bine, când avea 21 de ani, dacă m-am combinat eu cu ea. Bă, arăta criminal, frate, arăta bine de tot. Dar acum arată, și acum arată, Leu. Bine, și acum arată, dar acum e cam grăsană, e mai plinuță, e mai... Eu am văzut-o la... Bine, păi da, dar e vorba și tu că când ai fost tu cu ea atunci, când s-a bătut cu Despa. Bă, nene, ce semăna de umflat rău, frate. A umflat-o Despa atunci. A umflat-o pe Renata. Ai dreptate și a luat banii, dar dă-i bici și dă bani. Frate, ele nu sunt, ele sunt așa ca moarte după bani. Ai înțeles? Din cauza asta... Doamne, doamne! Și nu-l lucrurești și vreau să ne vedem, să bem o cafea, să vedem, dar este la rei, stai tu, nu? La hotel acolo, la rei. Bine! Da. Hai că fac eu un băiat cu mine să mă aduc acolo și stăm de vorbă, ne vedem acolo. Hai, vino că bem o cafea. Da. Am înțeles că ești cu internetul, cu astea, să nu... Nu, frate, băi, frate, noi ne știm de atâta timp, nu te mai lua după ele că te registrezi, că te fac. Pe bune, dar tu nu mă cunoști, frate, că noi... Frate. Ai grijă ce vorbești, cu cine vorbești, că ea te filmează toți. Păi, Aline, ascultă-mă, când am închiriat eu casa aia la Pitești, când făceam grătarele alea de oaie. Da, și, da. Păi era cu mult timp înainte, frate, de a mă combina cu Renata, nu? Și că în perioada aia m-am combinat cu Renata, când eram cu tine. Nu mi-ai zis tu, că eu te-am întrebat atunci. Ba da, dar eu te-am întrebat atunci, băi Aline, pe cine o iau, ori pe Renata sau pe Dana? Și tu ai zis, cu Renata rămâi mă, nu-i problema aia, adică că era mai tânăr. Serios așa zis. Îmi plăcea mie de Dana. Ce-ai zis, Dana? Pe pulisancă. Are 60 de ani, mă, frate, fără 7 acum. 60 fără 7. Mă, dar e bună, mă, și acum, mă. Bă, e porniște rău, frate. E porniște rău. Pe bune. Mă, și acum. Mă ții așa cu un sus și mă duc la ea. Hai, bine, pa. Vorbim atunci. Sună-mă când vii la București. Hai. Hai, sună-mă. Pa. 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 Pa, pa. Lasă, frate, sunt. Da? Ce ai Cristi de spus? Când te spuneam că... A plecat în Bulgaria, că a plecat cu nu știu cine de la penitenciar, nu m-ai crezut. Ai crezut că fac mișto de tine să te scap de aia? Nu te-am crezut, Cristi. Eu am luat informații de acolo, de la sursă. Dar chiar, pe bune, mi-ai zis niște lucruri, uite, care acum s-au adeverit. Peste câțiva ani de zile s-au adeverit. Pe vezi? Deci, pe bune, frate. Am făcut multe... Dar tu de unde știi? Nu pot să zic acum că filmez. Nu poți să zici. O să nu fac probleme la... Vorbești și tu mai tare, că nu-ți aud, parcă îți plouă în gură.
Păi, plombul, când e subiectul ăsta nu prea mă interesează, na. Nu, uite, fii eu cred că femeile astea, oricum, n-am cum să fac casă, masă cu o femeie de asta. Hai să spun de ce. Zi. Și de ce cred eu că toată lumea mă întreabă, domne, mamă, pică, de ce fac așa și ele? Și tu, de ce ai făcut așa? Bine mi-a povestit Dana. Când era mai tânără și Renata avea 5 ani, 5 ani avea Renata, și era mai tânără, maică-sa lui Dana a dat-o afară din casă. Băi, nene, s-a certat cu Dana și a dat-o afară din casă. Să rămână babi din Craiovei. Babi din Craiovei a băut o bere două și s-a îmbătat. S-a pilit și i-a dat afară. Da, și le-a dat afară. Ele ce crezi că au făcut? Că ele stăteau la etajul 2 sau 3. Au stat pe scara blocului și au dormit acolo până a doua zi, până s-a trezit babi din Craiovei. Și s-a trezit și din băutură. Până s-a trezit din băutură, ca să le primească înapoi în casă. Dar îți dai seama, uite, e vorba că toate vorbele astea, tot ce mi-a povestit, eu am început să plâng, mie mi-a părut rău. Bă, ți-a fost milă. Bă, frate, gândește-te și tu. Când mi-a povestit că le-a dat afară din casă baba și pe Renata și o... și stătea pe scară cu ea și a dormit până mâine. Mă. Păi normal, cum să n-ai suflet, frate, să-ți pară rău de e milos când vezi așa. E din cauza asta le-am ajutat eu, Le-am dat bani și a luat casă, mașini, de-astea, ca să fie și ele șmechere. Dar problema era, problema știi care este? Că așa, cam toate femeile așa au făcut. Și eu, părerea mea, femeilor, să nu vă supărați pe mine, toate care vă uitați acum la mine. Eu zic că toate femeile spun așa. Toate spun, domne, dacă găsesc una acum și spun, îi povestesc și știi ce spune? Leo, eu nu sunt așa, eu nu fac așa. Și când ajunge peste un an, doi, să fie șmecher la un nivel foarte mare, uită ce a vorbit cu mine. Sau uită de mine. Se întâmplă, nu știu. Că așa se întâmplă. Pentru că erau omărâte, Cristi, erau, n-aveau bani. Deci, cu alte cuvinte, tu ai luat-o de milă pe ea. Păi gândește-te că Renata n-avea mașină, n-avea nimic. Știu. O femeie fără mașină, fără nimic, cotă zero. După aia cu mașină, cu asta, o vede toată lumea, asta e gagica lui ăla. Păi și multă lume a luat-o, de ce? Gagica lui Leo, nevasta lui Leo. Păi da. Ați înțeles? Așa se întâmplă în showbiz. O vrei pe aia care a fost cu Leo, care a fost cu nu știu cine. Da. Păi da, atunci ajungeau ele să umble cu ăla din construcții, n-a ajungeau să umble cu ăla din penitenciar, da? Dar cum îl chema pe ăla, pe construcții? Gigel! Neagică! Gigel sau... Eu știu de Gigel. Știu și eu pe un neagică. Cum mă, cu neagică? Nu cred așa ceva. Ăla avea baston, de aia ți-am făcut semn, ăla cu bastonul. Nu se poate așa. Era ăla cu bastonul? Păi ce a vrut, să ia materialele de gard de la el? Păi... De-aia și-a făcut ea gardul la casă, frate. A dat gardul jos, dar și ce gard are acum? Dar zice ăsta că n-are de la el, nu e de-a neagică la materialele. Bă, are gard de 2 miliarde, frate. Pe lui? Și pe ăla l-a păcălit? Sau ăla l-a păcălit? Ăla a păcălit-o pe ea și o fi păcălit și ea până la urmă pe unul. Până la urmă s-a scos. A pierdut acolo și a câștigat în altă parte. Bă, frate, uite, vezi, indiferent toate astea, bine, eu sunt mai nebun, prieteni, mă scuzați. S-au adevărit. Bă, dar dacă o văd, eu o văd, e pornă femeia, frate, n-are cum. Primele și la 60 de ani, fără 7, arată bine, la frate. La 70 cum o să mă fi? Sper să o văd și eu, și la 70. Da? Pe bune. Să spun ceva, să o vezi cu cineva sau singur? Și să o văd cu cineva? Da, să o vezi cu cineva. Să o văd cu mine. A, cu tine. Deci tu te mai gândești de aia. Și acum ți-e milă de aia. Nu e vorba, mi-a fost milă de ea, Cristi, pe bune mi-a fost milă. Din cauza asta m-a ajutat, din cauza asta i-am dat bani, că aveam bani. Să vă uitați la mine pe TikTok, prieten, pe TikTok, Leo de la Strehaia Originalul, că am pus acolo un filmuleț de acum mulți ani, ca un filmuleț de la Simona Gheorghe de la Antena 1, ca să vedeți și voi ce spunea Renata atunci pe timpul ăla. Și era cu mult timp înaintea obizului, când am făcut noi regia, cum de zice Dana că am făcut regia, despre ce vorbim? Ei, despre ce vorbim? Ca să vedeți cum a pus să mă păcălească pe voi, Dana Criminano. Să mă păcălească, prieteni, și să vă mintă. Să vedeți filmulețul pe TikTok, Leo de la Strehaia Originalul. Aia era înainte de obizul, să vedeți, da, să vedeți TikTok-ul, că este acolo cu Renata, la Simona Gheorghe. Gheorghe. Simona Gheorghe, unde
Renata spune că nu crede că mama ei că nu crede, spune mai multe lucruri, sunt mai multe filmulețe. Vă rog să intrați pe TikTok pe Leo de la Strehaia original. Așa e TikTok-ul meu, e contul cu bipă, ăla e al meu. Restul nu sunt ale mele, dar contul cu bipă e al meu. E contul original. Dar, uite, vezi, mi-e pare rău de ele, prin ce au trecut și ele. Bine, prin ce au trecut, n-aveau mașini, mergeau cu taxiul, cu autobuzul, mergea Dana la muncă, da. Mergea cu autobuzul la muncă. Nu știu dacă e tramvai pe Pitești, dar cu autobuzul. Poate sunt tramvai pe Pitești. Nu știu, nu cred. Nu? Dar cu autobuzul mergea la muncă. E bine, după aia a ajuns, eu le-am luat mașini, le-am luat case, le-am luat... Le-am făcut șmechere și zic că n-am făcut eu nimic pentru ele. Vezi? După aia, nici Epilă n-a făcut nimic pentru ele, așa spun ele. L-a că ele au avut bani de când sunt ele. Vezi că l-a făcut și pe Epilă. L-a făcut frate de milioane de euro. Ai înțeles? Și plus pe alții, plus cât s-au mai făcut. Cât s-au mai făcut? Păi da, dar cu gardul, cred că l-a făcut ea pe vreunul. Că e vorba, a făcut gardă, 2 miliarde. A fost cu... Da, a făcut... A mai fost cu altul din construcții. O fi fost altul din construcții, da. Sau poate i-a pus jepile și nu vrea să zică. Păi eu știu că gardul a dat banii în jepilă. A, pe vezi? Dar de pe bune, asta nu știu. Păi ai zis că a cheltuit omul peste 1.000.000 cu ea. Păi înseamnă că a dat și la gard. Înseamnă că a dat și la gard. Păi da, chiar a zis. Păi tocmai din cauza asta, eu nu mi-am făcut probleme, că am zis că, na, le-a dat și el jepilă. Că până la urmă, eu am ajuns să nu mai fiu gelos pe Dana. Cu jepilă, cu asta, că jepilă era prietenul meu. Da, era prietenul meu, cu el am pus la cale toate discuțiile astea ca să le combin prima dată. Să o combin pe Renata. E serios, cu el le-am pus la cale. Da, nu știu ce să zic. El a fost generos, jepilă. Dar acum a pățit-o. El stă în chirie, nu? Ce, vrea să mute la București? Păi nu, jepilă are apartament. Și vezi că are apartament și... mare, frate, mai mare cât ăsta. Are apartament șmecher de 200 de mii de euro în Pitești. Are apartament la etaj, cu terasă, frumos. Dar a dat limbajul să apară din casă, frate. L-a dat afară din casă, e normal, stai cu alte femei, pleacă de aici. Corect. Și a plecat și s-a închiriat un apartament cu Renata. Știu că mi-ai spus asta. Ai înțeles? Da. Cu Renata, bine, stă Renata acolo și mai bine și el din când în când. A, se întâlnesc acolo și dau se întâlnesc acolo. Acolo, se întâlnesc acolo. Acolo stă cu Renata. Dar cu asta nu mai vorbește, cu masa? Cu Dana? Mă, să Renate, da. Păi cum să nu vorbească? A, deci vorbește. Păi da, vorbește. Adică mă gândesc dacă mai vorbește și acum mai sunt... Păi acum, frate, dacă o sunau când are câteva mii în plus și le cheamă pe amândouă... A, se duce imediat, se duc, normal. A. Și de ce? Ai văzut că ziceai că vrea să mută la București. El ce pina? Păi da, da, frate, să mută la București. Da? Păi de vreau omul să vină să te la București, să distreze. Ce? A făcut bani, produce bani mulți de bine. Cred că vreau să scape de toată situația care s-a creat acolo, să rămâne aici. Bă, la una peste alta, mie îmi pare rău și de Jepiră. Îmi pare rău că și el, să faci un milion de euro, 2 milioane, să le dai la femei, adică trebuie să le faci ilegal. E vorba că dacă vin controle peste el, se duce la pușcărie. Mi-a vorbit și atunci că... Nu plătește taxe, chestii. Păi, dar e vorba, zici că eu știu, ca să nu-i fac probleme lui. Din cauza asta mi-a zis așa. Infracțiune, da? Dar problema este că eu ce să fac, frate, dacă vine poliția, sau dacă mai apun ceva la sigur, sigur, o să mă duc la poliție să-i fac plângere. Că ești obligat de lege ca să te duci să spui. Am fost ca și... Păi da. Trebuie să spui adevărul. Da, dar trebuie să spui adevărul și de Dana criminalul. Te-o bagi și pe ea, de aia spune tu. Tu trebuie să te duci să depui plângere tu despre Dana criminală. Eu o să fac și chestia asta, ce să fac acum? Păi da, dar prima dată să recuperezi banii de la ea. Ce ai mai făcut cu banii? Ai recuperat? M-am dus atunci, a mai fost și a doua zi, n-am găsit-o acolo unde mi s-a spus. Deci avem dovezi pe 12.800 de lei. Și pe atât avem dovezi, mai avem la Renata încă 50.000 de lei, 500 de milioane. Și cum face? Cam 1.700.000. Cum face? Să dăm de ele? Mă duc acasă, lasă, să dăm să de ele. Grabi, ce nu, să fac? Să dăm de ele, că eu astăzi am vrut să... Îl răpesc pe ele, nu, cu ce să fac? Și poate... Băi, cum te răpești pe câinele meu? Ca să face să le dea bani. Nu, să nu pace așa ceva niciodată. Sau îl pune tot pe jepilă. Nu, nu, nu. Nu, 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 nu e problema. Nu, nu, nu mai băgăm teaba cu câinele.
Nici să nu te gândești că câinele meu ăla. Reacția ai avut și dacă ziceam de ea. Dacă ziceam de ea n-ai fi reacționat așa. Păi nu, frate, cu câinele meu. Băiatul meu, frate. Sau pe Mistrețu. Mamă, ia pe Mistrețu, mă interesează. Nu ne-am venit în minte. Mistrețu trebuia să spun. Păi da, Mistrețu. Că ar fi făcut orice. Poți să-l iei pe Mistrețu. Te-am povestit când l-a luat de la... Când l-au luat Hingheri și l-a dus la Dăpoș și a fost cu Renata, a fost și l-am recuperat. Și pe Dumitra. Ți-am mai zis? Nu, no, da, mi-ai zis, dar așa că știu treaba cu Mistrețul, dar nu mă interesează de asta. Am zis și eu așa, am făcut o glumă, că nu avem cum să luăm banii, dăm în cap, că nu avem cum. Nu dăm în cap, dar dăm în judecată. Asta vreau da. Să spun că astăzi am sunat la un notar din Pitești, la prima zi, domne, vreau să fac și eu divorțul, dar doar vreau cu soția să mi-e separat. Da. A zis pataia, merge. După aia a întrebat notarul, a zis că nu merge. Că trebuie să venim împreună. Și eu nu vreau împreună, că ea asta așteaptă. Băi, ea asta așteaptă. Părerea mea că o cunosc destul de bine pe Dana. Și de ce asta să te împaci cu ea? Că dacă mă duc să o văd, mă împac cu ea. Vezi? Păi asta când o văd așa porno, sexy și astea, frate... Măcar să că cu cojocul pe aia sus. Păi ce cojocul? Tu crezi că vine cu cojocul? Să îmbracă oricum pentru camere de luat vederi, da. Pentru filmat, să pentru asta. Ochelari de aia marcă toată fața. Ochelari negri, da. Ca să nu-i se vadă cearcănele și de... Are cearcănele, are fața bucăită și... Eu așa am văzut. Am înțeles că și-a băgat botox acum. Și de ce nu recunoaște că și-a făcut? Păi și-a băgat botox și nu se mai vede. Nu se mai... Păi... Să observă în moment ce poartă tot timpul ochelari, Leo. Cum poartă ochelari? Sau ea doarme toată ziua. Ce faci? Păi mie și mi-a zis că dorme. Dar ea dorme la manivelă! La manivelă, da, de 40 și cât? De 44. Mamă, de carat. De caras. Caras. Manivelă de caras. Dar stai, tu pui asta pe YouTube acum? Păi da. O, îmi dă seama. Să o vadă toată lumea. Îmi dă seama că se filmează. Am și uitat. Nu e problemă, Cristi, dacă nu trebuie să dai seama. Tu trebuie să-ți dea seama panii mei. A, da? Ai înțeles? Care păi, fanii de când au părăsit unii dintre ei? S-au dus la bucătarul. Nu știu cine e ăla. Bucurile, nu știi? Da, nu cunosc. Da, o să facem alt vlog despre bucătarul, prieten. Nu-l lăsăm așa nici pe bucătarul. Asta zic. Nu-l lăsăm așa nici pe bucătarul. Îl arătăm pe Ion când a băgat 40 în el și în cotonița. Ma. Păi da. Și de-aia reacționează acum așa, de-aia eu uitat cu ochii pe noi de-aia. Și băi, e invidios, pe ce e invidios? Vrea nu ceva cu noi? Nu mai zic nimic de asta, că discutăm pe ea în loc despre ceva. Pe Ion acolo, mai bine acum vorbim despre Danu Criminalo. Ce să mai, că mie îmi place subiectul ăsta, știi că nu-mi place. Nu-ți place. Și să discut cu tine, că dacă mai zic niște chestii de-alea, te repezi. Aie zi, ie zi. Ce să mai zic, nu mai zic. Zic Cristi. Ce să mai zic, băi, eu. Tot, nu pot să zic. Zic, pe bune, că nu pot, acum stau și mă gândesc toată noapte, Doamne, ce-o fi vrut să spună Cristi? Că ce făceai tu cu ele? Ce spuneai tu mie? Ce, nu știi? Asta ce toate prostiile, imposibile și imposibile. Ți-o spun? Nu. Spun dacă nu, nu, păi nu, nu spune. Aia cu dușul. Băi, nu pot să... Aia cu dușul, spun. Nu. Păi nu putem să spunem toate... Dacă e tăiem, dacă nu-ți place. Hai că spre ce să faci? Să mă ierte Dumnezeu, nu zi așa ceva. Păi eu zic. Mie nu-mi plăcea, eram obligat din cauza lor. A, deci făceai pe ea. O, băi, taci, nu mai. N-am zis. Băi, pe Cristos. Mă dă de gol, deci uite, vezi că te enervezi? Te enervezi, de ce te enervezi, dacă așa e? Tu așa mi-ai zis, Leo. Nu contează. De la tine știu. Nu contează, poate. Dar nu știu de la Jepilă ce făcea. Taci din mură cu Jepilă, cu astea, nu mai. Te rog frumos să nu mai vorbești. Bine, vezi, te enervezi? Nu, lasă, nu mai vorbi. Ai închis panule. Câte minute? O să o tai la montaj dacă vrei, dar n-am 12. Zis ceva urât. 12 sau 15? Dar poate să zic ceva, poate să zic vorbește, mă! 15. 15 minute? 15 asta minute. E. Eu pot să povestesc cu jumătate de oră ce faci tu cu ea acolo. Ai, bună. Ce-i bă, panule? Uite, nu vreau să spun. Dar nu mi-ai vorbit, Cristi, pe bune, vorbești prea mult și panii mei zic că de ce vorbești așa mult? Dar voi și-au spus ieri, în legătură cu ce ai făcut cu filmul, că eu te îmbârlic pe tine, că eu... Nu, ei, vorbim acum în alt subiect. Bine, vorbești prea mult și pe mine mă nebunești la cap. Păi, dar ce să vorbesc? Nu pot să vorbesc de ce? Frate. De fetișurile tale cu astea nu două, nu vorbesc cu astea două. Păi ne-ai spus lasă-mă să că știe eu... toată lumea ce se întâmpla în dormitor. Eu nu pot să stau pe picioare, din cauza asta nu mai mă vrea Dana. Din cauza asta că... Nu pot să stai, că stai... Lasă, frate, dar din cauza asta nu mai am vrut Dana acum. Ce ai zis? Ai, bun, la vrea asta, ce fac cu ele? Ia unul să mă tragă rău de tot, așa!
Mamă, Leo, dar mă sperii că faci așa. Se sperie fanii dacă mai deci, faci așa. Prieteni, vă pup și vă iubesc. Revenim mâine cu alt subiect, tot despre Dana Criminalul. Salutare, prieteni.